Iată, stimați spectatori, dacă puteți asculta cu atenție, a sosit momentul clipei când se aude liniște pe plaja de la Eforie. S-au desfăcut beach barurile, odihnească-se în pace. Și, dacă vă uitați bine la noi, avem țurțuri la nas. Surțuri la nas de la Vortexul Polar. Victor, iată, facem pachetări cu nisip fierbinte. Sunt 31 de grade. Am fost și mai devreme cu bicicletele, am dat o tură de faleză. Erau mai mulți oameni pe plajă. Probabil o să revină după prânz. Și în apă erau mai mulți. La 31 de grade. Bine, era și soare. Între timp au venit așa câțiva norișori la... Motiv pentru care n-aveam cum să ratăm. Ce faci, mă? Bagi mătănii? Doamne ajută! Motiv pentru care n-aveam cum să ratăm. Încă o baie. Acum, în timp ce Vortexul Polar încearcă să ne scoată afară din mare, noi încercăm să intrăm. Apa e bună. Chiar e bună. Nu e rece, nici super caldă nu e. S-a limpezit, puteți vedea. E liniștită. De dimineață era și mai liniștită. De dimineață pe la 11, adică atunci când am dat noi. Bate vântul așa dinspre uscat, oarecum. Bun și capa. Un fel de bună. Șezlongurile au dispărut 99%. Continuă manevrele de dezasamblare a beach barurilor. Chiar, uitați ce limpede e apa. Hai că dă și soarele, numai bine. Dacă asta nu e apă limpede și curată, Mai e moartă meduza asta. Nu mai mișcă. Are nisip pe ea, e. Vai mama ei. Uite. Vino mă la parastas la meduza aici. Pescărușul clocește acolo, n-are treabă. Are și el pietre la rinic, se încălzește la burtă pe nisipul fierbinte. Apa e numai plăcută, că tocmai ce m-am învățat cu ea. Până la... Vezi unde mi-a ajuns apa? Acum, bineînțeles, când mă apuc eu să înot, voi mai băgați lemne în foc. Că a venit Vortexul peste voi, ce să vă fac, asta e. Ia uite ce chestie aici, unde bate vântul și unde ia Victor și așteaptă un coleg de școală. Da, nu cred că va veni. Nu cred că o să vină la plajă. Am încercat noi să-i mobilizăm, dar n-ai cu cine, n-ai cu cine, n-ai cu cine asta. De dimineață mult mai mulți oameni erau în apă. Vedeți, e vântul cumva vicios, bate dinspre mal. Dacă ți-ai țeapă, îți ia colacul sau bărcuța, nu mai prinzi. Bate fix dinspre mal, așa, un fel de... Cum să-i zic, nord-vest, așa, vest, nord-vest.
nord, vest. Dacă ți-a luat mingea, nu mai prins, sau salteaua, sau ceva mai ușor. Se duce pur și simplu așa, rostogolindu-se pe apă. N-ai nicio șansă să pleacă. Apa chiar e bună. Îmi place așa, curată. Și ție îți place, mai mult? Nici nu vrei să vii. Ce ai zis? Iar golesc farmacia pentru cistită. Să vă bag, să vă bag cu părul. Să tot ăla m-am vopsit și am și văzut că ușor despicate. Puteam să-mi iau și costumul. Ăla ți l-am trimis așa, cu vântul. Puteam să-mi iau și costumul la vânticelul ăsta, dar mai devreme nu bătea. E plăcut, dar pentru vântul ăsta... Hai bă, că nu-i rece. Trebuie doar să te înveți cu ea. Nu m-a rădat. A, uite. Hai să vedem cum bate vântul bărcuța aia și n-o mai prinde nimeni. E mai grea. Sunt și eu rău, țin cu ursul. Atâta lume în apă și pe plajă la Eforie, pe 18 deja. 18 septembrie azi, incredibil, dar adevărat. 18 septembrie, binecuvântata zi de miercuri. Ce pot să zic? N-am văzut atâta lume pe 18 septembrie, never, ever, ever. Acum sunt. Azi dimineața erau zeci de persoane, erau chiar și în apă erau vreo 15-20 de oameni. Dar acum cred că am plecat la masă. Este ora 14 aproape. Da, da. Da. Chiar în halul ăla. Să-mi iau inima în dinți. Cămașa în pantalon. Să mă bag o dată în apa asta. Să mă bag o dată în apa asta. Victor, ce faci mă acolo? Nu de altă, dar cu cât stai, soarele a început să bată, te încinge soarele și mai greu îți vine să intri în apă. Atâta coială pe noi ca astăzi, n-am văzut. Ce-ai pisit? Te-a găsit meduza din urmă? Păi și unde vrei să te gădile? Atâta erai tu în apă, ia bagă-te mai adânc să vezi unde te gădile. Parcă numai eu. Bine, eu vorbesc cu camera, el vorbește singur. Eu vorbesc cu auditoriu. De pe diverse continente chiar. Oh, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2. Și m-am întors! Ce bună e apa, Doamne! Este foarte bună! Doamne! 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 Doamne!
domnule. Să mai ieși și la suprafață, domnule. Oh, dar chiar unde sunt salvamarii, domnule? Că mă dau dispărut. Bă, din toată apa asta, cât pe ce stau cu capul turist, după ce că nu era nimeni în apă. Electron, vino mă la apă! Cel mă vedea la mal. M-am dedublat eu! Cum sunt eu, m-am dedublat așa! Bipolar! Dar se ascunde Electron de mine! Să nu-l văd! Păi da, ce vreau să vin acolo în mal? Fac luxație la labe. Păi prea mică apa, nu vezi că fuge de mine? Să vină încoace, să-l arunc, să alea, să alea. Vino mă să te arunc, că sunt și în apă coșuri de gunoi. Sunt și sub apă, coșuri de gunoi. Târtanel! Vino încoace, domnule! Domnule! Nu cu placa, mă, vino că te arunc! Păi unde vrei, mă, să mă joc cu tine? Pe faleză? Nu vrei să te mai arunc în apă? Ha? Da, ce vrei? Cu placa aruncă! Cu tine, uite, da. A prins-a! A fugi tu că te prind eu! Într-o zi, vii tu acasă singur la mâncare! Adio, România! Foarte frumos la mare. Cred că o să mai vin și la anul nou. Să fac o baie. Să dăm niște artificii de pe dig. Ce pe naiba. Doamne. Ce-ai din urmă? Sârmuliță, nu mai țipa așa. Fugi de mine? Dar n-ai cum să scap de mine. Vrei să bagi cu părul în apă? Nu. Bine. Atunci înseamnă că nu vrei să te arunc. Că dacă te arunc, te uzi pe păr. Tu observi că deja te-ai udat la păr. Stimați telespectatori, eu și gumele mele porcoase.
Ce să mai le-a dat la vale? Ați prins ideea? Vortexul polar ne-a cotropit. De mâine și că vine iarna. Gata. 19 grade. 19 grade, vă dați seama? 19 grade. Cu plus. Și vortexul polar. Încheiem de aici transmisia. Până data viitoare. Zi viitoare. La revedere.